Salut, subiectul de astăzi este, citez, cum se face încălzirea, în paranteză ce exerciții. Nu voi exemplifica acum încălzirea, voi spune doar câteva principii. În primul rând, orice antrenament ar trebui să aibă trei faze. Faza de încălzire, după aceea faza de condiționare a rezistenței, după care partea de revenire. În ceea ce privește încălzirea, spuneam într-o resursă anterioară că rolul ei nu este doar de a pregăti musculatura sau sistemul muscular, este și despre a pregăti sistemul nervos, sistemul cardiovascular, sistemul digestiv și cam toate sistemele corpului să le pregătim de efort. Dacă vorbim de încălzirea pentru sportivi amatori, există două situații. Atunci când avem acele antrenamente din timpul săptămânii de lucru, de luni până vineri, în care ne trezim la, nu știu, 5, 5 jumate, 6 după caz, avem la dispoziție jumătate de oră, uneori mai puțin, uneori mai mult, pentru a ne antrena, cu siguranță nu vom avea timp de a face o încălzire foarte, foarte amplă și o încălzire de durată, așa cum o facem sau ar trebui să o facem înainte de un maraton sau de un antrenament foarte intens. Dar ce putem face dacă suntem în sezonul rece? Atunci, pentru a evita și bronșite și alte probleme legate de temperatura aerului, putem, în momentul în care ne-am trezit, deschidem frumos fereastra, lăsăm aerul rece să intre și începem să facem niște încălziri, niște gimnastică exactă, gimnastica pe care o făceam la școală. Nu trebuie, eu știu ce, exerciții complicate, important să începem să punem sângele în mișcare și să aducem din ce în ce mai mult oxigen în corp. Poate dura 5 minute, poate dura 10 minute. Dacă în casă avem o bicicletă staționară sau am pus bicicleta pe un trainer, putem face 5 minute de exemplu de pedalat. Dacă nu, repet, putem face acea gimnastică, putem face și, mă rog, în funcție de ce zone ale corpului vrem să mai lucrăm, putem face flotări, putem face abdomene, putem face genuflexiuni, în afară de acele exerciții rotiri și așa mai departe, care ne ajută să punem sângele în mișcare și să pregătim articulațiile pentru efort. Aș evita în momentul în care facem această încălzire, aș evita stretching-ul, l-aș lăsa poate pentru partea de revenire. Vom ajunge și acolo. Așa că sper că am răspuns măcar parțial. În programul 42 Caroșu de la Canapea la Maraton există o resursă video destul de amplă dedicată încălzirii cu exerciții descrise. Așa că în cazul care nu ești pe partea acestui program și ești în continuare interesat de acest subiect, îți recomand cu drag să intri în program și să vezi această resursă și multe altele. Pe curând!